Trebuie să recunosc că acesta este un moment istoric. Țin în mână cea mai mișto placă de bază care a trecut vreodată prin redacție pe la zona. Este un ASRock X99 în format ITX. Ei bine, această Placa de bază cât palma are tot ceea ce găsești inclusiv pe o placă de server. Este suficient să vă menționez cele două porturi Intel Gigabit Ethernet. Este suficient să vă spun că acomodează procesoare inclusiv din gama Xeon sau memorii ECC. Și lista continuă la nesfârșit. De fapt nu continuă la nesfârșit, ci continuă în review-ul imediat următor. Asrock a lansat recent o placă de bază care va schimba cu mult percepția asupra sistemelor Workstation sau High-End de Gaming. Asrock X99 EITX AC este singura placă de bază pentru socketul 2011-3 care are un design mini ITX. Așadar este extrem de mică și poate fi băgată în orice carcasă mini ITX ce suportă o sursă normală și are două sloturi pentru PCI Express. Placa de bază așadar este gândită pentru procesoarele bazate pe Haswell și Haswell EP, de la i7 5820K până la Xeon E5 2699 v3. Așadar, pe lângă un sistem de gaming high-end, puteți construi un workstation extrem. În cutie, placa vine și cu un cooler adecvat, ce poate răci un procesor cu un TDP de până la 160 de vați. Deși coolerul pare mic, acesta are un ventilator de turație mare. Coolerul are lamele din aluminiu cu 4 heatpipe-uri și o bază din cupru. Deși dimensiunile sunt reduse, placa de bază are un etaj de alimentare format din 6 faze DigiPower, care suportă și overclocking, iar mosfeții pot oferi până la 60 de amperi. Placa mai are două sloturi pentru RAM DDR4 și suportă o frecvență maximă de 3200 de MHz. Ca și conectivitate avem 6 porturi SATA 3, un slot ultra-M2 pentru SSD, o placă de sunet 7.1 cu ieșire optică, SATA Express, două porturi USB 3.1 Type A, 6 USB-uri 3, 4 pe spate și 2 pentru conectarea la carcasă, conectica este așadar extrem de bogată și puteți găsi orice vă dorește inima. Interesante sunt cele două porturi LAN Gigabit Intel și un port combo pentru mouse și tastatură. Cantitatea de memorie RAM suportată este de 32 de GB, iar placa suportă atât memorie unbuffered cât și memorie ECC. Puteți instala orice placă video pe acest sistem fără ca performanțele să fie afectate.